Salut, tot din București și bine ați venit pe încă ceva. Numele meu este Marius, iar pentru cei care nu știu acest canal, pe încă ceva găsiți discuții aprofundate pe tema Game of Thrones, recenzii la filme, seriale, discuții de entertainment, podcast-uri de entertainment și foarte multe lucruri legate de entertainment în general. Știri, jocuri, mai sunt și alte chestii, recenzii, tot felul de cărți. Azi avem un clip special, este vorba de o colaborare cu HBO, așa că acest clip vă este prezentat, este sponsorizat de către HBO România și este o recenzie mid-season pentru serialul pe care îl urmăresc în acest moment. E vorba de serialul despre care am mai vorbit până acum în podcast de câte ori cu sucre, la care se uită și el, și vorba de nimic altceva decât Perry Mason. Așa că fără să avem timpul, haideți să începem. Certain matters require discretion and finesse. That's the kind of thing you're good at. Wear your good suit. This is my good suit. Pentru cine nu știe, în momentul de față, asta e producția Vârf de Sulțe, dacă vreți, pentru HBO. Cam toate edurile sunt în direcția aia și dacă vă uitați la serial, o să înțelegeți și de ce toată comunicarea din spatele lui. Dacă luna trecută serialul la care ne-am uitat cu toții, probabil a fost Dark pe Netflix, ei bine, luna asta, cu siguranță, fără doar și poate cea mai bună producție, este Perry Mason de pe HBO. Ideea este că pentru mulți dintre voi care sunt în momentul de față, poate chiar sub 30 de ani, sub 30 de ani, s-ar putea să nu știți, să nu fie un nume sonor ăsta, Perry Mason. În schimb, pentru foarte multă lume care are peste 30 de ani, este un nume destul de sonor. La un moment dat, în istoria cinematografiei sau televiziune, existau câteva show-uri de detective stories, ca să zic așa. Era Columbo și Perry Mason. De altfel, Perry Mason se întoarce, este serialul în anii 80, care au făcut un revival la acestui personaj. Pentru că personajul, de fapt, vine într-o serie de cărți. Chiar cărțile sunt în top 10 cărți vândute all time. Iar serialul ăsta, care e acum pe HBO, nu este un remake al lui Perry Mason se întoarce, ci este un prequel story, dacă vreți. Este o punere în scenă a trecutului, de unde vine. Pentru că e un moment în care Perry Mason e undeva la 28, poate 26 plus. Și actorul pare mai îmbătrânit. Dacă vă uitați, când o să vă uitați la serial, o să înțelegeți că time frame-ul în care se desfășoară acțiunea, felul în care se raportează personajul la trecutul său, ne aduce practic în sfera aia de 25 plus. S-ar putea să aibă 30, s-ar putea să aibă 33. Dar the ballpark is there. Bun, acum, de ce te uiți la serialul ăsta și ce este bun la el? În primul și în primul rând, după cum vă spuneam, am spus-o și în podcast chestia asta, în primul episod are cea mai bună sex position scene ever made. Există o scenă în care personajul face dragoste cu, evident, cu un alt personaj, dar felul în care e pus în scenă, felul în care reacționează, felul în care se raporta personajul acolo, e probabil cea mai bună caracterizare a unui personaj pe care am văzut-o în 30 secunde, în 15 secunde de footage, pun intended. Fapt, cred că hai să începem așa, cea mai bună parte a acestui serial, aș spune, este expositionul făcut corect. Dacă sunteți ceva vreme pe canal, știți că o temă recurentă este asta în care, în foarte multe ori, să vă uitați la Spider-Man, la recenzia pentru Spider-Man Far From Home. Marea problemă pe care am avut-o cu filmul ăla a fost o scenă de expozițiune, de exposition, care a fost pur și simplu, a fost așa, o grămadă de chestii aruncate pe podea, pentru ca privitorul să o absoarbă. Ei bine, în serialul ăsta, în Perry Mason, avem expozițiune făcută corect. Ce înseamnă expozițiune? Este momentul în care creatorul, scriitorul, regizorul vrea să arunce o mare masă de informații pe masa ta într-o perioadă foarte scurtă de timp. E un fel de catch-up, să zic așa. Iar Perry Mason își ia timpul. Ăsta e adevărul. Perry Mason reușește să-ți livreze suficientă informație fără a părea, în schimb, că dar știi că eu am fost în război, da, știu, și așa mai departe. Este cu adevărat un ensemble piece, sunt foarte mulți actori, dar focusul este mereu pe el. Și normal, spune, băi, e normal, e omonim. Nu e normal. Foarte mulți încearcă mereu să dezvolte lateral și de celelalte personaje. Pe când în serialul ăsta, focusul e mereu pe el. El are tot timpul, este cu adevărat center stage. Celelalte personaje sunt foarte adiacente. Nu se intră, cel puțin până în episodul 4, unde sunt eu acum, pentru că suntem la mid-season, are 8 episoade. Până la episodul 4, toate celelalte personaje sunt tangențial dezvoltate, exclusiv pentru a pune lumină pe o decizie pe care a luat-o el. Mi-a plăcut foarte mult, foarte mult chestia asta. Și astfel ducem la a doua parte, care mi-a plăcut enorm de mult, și era partea de cinematografie. Dacă o să vă uitați serialul ăsta și sper să o faceți, evident și cu un abonament la HBO, toată partea cinematografică este foarte cinema-like. Mă așteptam să fie mult mai, să zic așa, mai...
mai leneșe, dacă vreți să zicem. Dar este un high value production. O să vedeți, costumele sunt impecabile, set piece-urile sunt impecabile, actoria e impecabilă și felul în care e filmat e impecabil. E foarte true to the story. Foarte mult CGI de asemenea cred că este acolo, pentru că e prea bine făcut ca gen de serial, pentru că dacă v-am spus mai devreme de serialele precedente care au existat, că erau mai light-hearted așa puțin, cu avocat, cu nu știu ce, el vine aici și este un noir, și este un noir true to the noir genre. Chiar aș spune că e puțin prea noir, dacă ar fi să-l pun undeva, aș spune că este la mijloc între Casablanca și Sin City. Deci nu este un noir relaxat, nu este un noir fără violență și nu este un noir fără sânge, e destul de grafic, mai ales în câteva scene foarte, foarte grafice. Iar îmi place chestia asta, pentru că de fapt Jedep ce lipsește în noirurilor din anii 50 americane este tocmai această, de exemplu pentru Dick Gracie sau fanii noirului clasic, lipsește acea parte de grittiness, să zic așa. Lipsește acea parte, avem partea de macho man și de dark hero și de damsel in distress, dar nu avem partea asta-altă, realism, dacă vreți să-i spunem așa, pe când Perry Mason moare. O să vedeți că primul episod este extrem de bine făcut, este foarte challenging, adică te pune repede în priză și mi-a făcut și chestia asta. După aceea 2-3-ul încetinesc puțin, tocmai ca să te-a, știi, ți-a aruncat acea bombă în față, să vedeți pe ce e vorba. Și apoi deodată, știi, trebuie să zici, bă, stai că trebuie să înțelegi ce s-a întâmplat aici. Foarte mișto chestia asta. Asta e cealaltă parte, asta e altă parte faină. Mi-a plăcut și îmi place foarte mult structura narrativă, felul în care e sintetizată informația și capitolizată, dacă le spunem așa, în sensul că de foarte multe ori fiecare episod, în foarte multe producții fac episoadele more or less până la actul 3, ele au o secvență logică, evident, e actul 1 și actul 2, dar ai suficient de mult filler material prin ele și nu tot timpul ești un bord, să zic așa, cu chestia aia. Pe când ăsta, ce mi-a plăcut foarte mult, cel puțin până la episodul 4, repet, suntem acolo, e faptul că fiecare episod este structurat, iar îți spune cât de mult atenția a intrat într-o producție. Serialul nu este lejer, adică nu l-aș recomanda ca un afternoon watch, să zic așa. E un serial cu care termin ziua sau îți începi ziua, depinde de gustul fiecăruia. Pentru mine e un serial de început ziua. Inițial voiam să mă uit la el exclusiv când se termină toate episoadele și să-l văd atunci și cu asta basta, tocmai din cauza că mi se părea că e a bit heavy to watch, dar ideea este că dacă te uiți la primul episod și la al doilea episod, you're hooked. Dar trebuie să ai răbdare să treci de primul și de al doilea. Al doilea mai ales poate e cel mai slow burner episod, aș spune. Deci 1, 2, and then you're hooked. Trebuie să-i dai puțină, trebuie să-i dai acel leeway, acel spațiu, să-l lasă să se nască în tine, să zic așa. O altă parte extraordinar de bună care am plăcut foarte mult și o să observați pe parcurs este felul în care s-a utilizat muzica. Două chestii foarte mișto. E period correct, adică se folosește muzică din anii respectivi, și e genre correct, adică se folosește muzică care să-l aducă, îl înglobează și îl înrădăcinează și mai tare in the noir genre. Serialul, că observați pattern-ul ăsta, serialul e foarte, foarte bine făcut. Dar este această parte în care, dacă nu ești a noir guy, s-ar putea să nu fii on board cu tot ce se întâmplă acolo. În schimb, dacă îți plac poveștile bine spuse, story și detective stories, iar foarte bine spuse, o să-ți placă. La un moment dat spunea cineva în New York Times că de ce era nevoie de un Perry Mason atât de dark. E bine, după ce îl vezi, înțelegi de ce era nevoie. Serialul din nou e o caracterizare foarte bună a personajului în momentul în care înțelegi contextul personajului, de unde vine, ce a făcut, unde este și ce face. Atunci makes perfect sense și în același timp, unul dintre personajele adiacente, cum vă spuneam, pe care le are în jur, prezintă sămânța pentru a putea face callback-urile mai târziu la serialele de mai târziu, la felul în care va deveni personajul în serial de mai târziu. Și mi-a plăcut chestia asta, îmi place foarte mult că văd de unde Perry Mason își ia idealurile, să zic așa, și etica și nevoia de a fi avocatul de mai târziu, care e extraordinar de implicat în cazurile sale. Kudos to that. Puteau să o ignore complet, puteau să spună fuck it, we don't care, dar faptul că au făcut acel personaj, l-au băgat acel personaj și felul în care se comportă acel personaj, face calculul să legem mai departe. Overall, un serial extraordinar de bun în momentul de față, nu vi l-aș recomanda, evident, dacă nu aș crede asta. În momentul de față sunt 4 episoade scoase, următorul pe 27 iulie, dacă nu mă înșel, și mai sunt, cred, 3 sau 4 episoade de văzut. Așa că get on that real quickly. În săptămâna ce urmează avem și două giveaway-uri din cărți ZF HBO și unul din partea mea, cărți ZF încă ceva.
Sper să vă placă serialul, sper că v-am convins să vă uitați la el. De asemenea, sper să vă faceți abonamente la HBO, pentru că fără doar și poate, în momentul de față, în România, este cea mai bună investiție bani versus conținut pe care o puteți face în acest moment. Și aveți o librărie în spate extraordinar de mare. Nu uitați să vă uitați la top 10 seriale pe HBO, pe care le găsiți chiar aici. Și evident, nu uitați să dați un like, un share și un subscribe la încă ceva. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de mine, le mulțumesc celor de la HBO pentru oportunitatea acestui parteneriat prin acest sponsorship și evident, până data viitoare, nu rămâne decât să vă urez viziunea plăcută, numai de bine, baftă!